Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, stimați reprezentanți mass media! Am venit astăzi din partea fracțiunii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor cu un mesaj. Se începe o sesiune extraordinară și având mandatul la circa o treime din alegătorii țării care și-au spus speranțele în blocul acesta, venim astăzi cu prezentarea celor mai importante inițiative legislative cu care vom veni în imediata legislatură. Proiectele sunt elaborate de către colegii noștri în conformitate pe domenii, de aceea voi oferi cuvântul fiecăruia din ei pe un anumit domeniu ca să prezinte un șir, un complex de inițiative legislative care vor fi propuse de către fracțiunea noastră. Aceste prevederi se conțin inclusiv și în programul electoral al actualei majorități parlamentare. Noi am venit și cu unele rectificări, adăugări necesare pentru a atrage o echitate pentru toată populația și a fi mai perfecte și mai bune aceste proiecte. Deci sperăm că ele vor găsi sprijin și de către actuala guvernare și aceste proiecte care sunt elaborate la porunca cetățenilor, la porunca alegătorilor, vor fi votate și susținute de către actuala guvernare. Ofer cuvântul colegilor mei. Da, bună ziua, stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai mass media. Noi, fracțiunea, în permanență am fost alături de agricultori, am pledat nu la nivel declarativ, cum iubesc cineva să declare, că suntem o țară agrară, dar am mers pe calea că agricultura este motorul economiei Republicii Moldova și producătorii autohtoni necesită să aibă un suport activ din partea statului, de aceea noi continuăm mai departe ca să mergem pe principiul protejării pieței autohtone, a calității produselor și a stimulării celor din agricultură. De aceea, unul din proiectele de lege care este elaborat de fracțiuni este proiectul de lege privind rectificarea bugetului pentru acordarea acelor compensații agricultorilor care au suferit ca urmare a calamităților naturale anul 2021. Noi și anterior, două, trei luni în urmă, când au început acele calamități, ne-am adresat de nenumărate rânduri guvernului ca să intervină pe acest domeniu, că agricultorii au nevoie de suport, de a-și menține culturile în regulă, pentru că lumea nu se termină aici, dar agricultorii au nevoie de acel suport. Practic, la ziua de astăzi, evaluările care sunt făcute până la acest moment sunt în jur de 51,3 milioane și agricultorii așteaptă acest suport. Deci, încă o dată reiterez că venim cu acest proiect de modificare a legii bugetului. 2. Anul 2021, fondul de subvenționare, care a fost de 1 miliard și 100 de milioane, noi practic la ziua de astăzi suntem cu 820 de milioane datorii care rămân pentru anul viitor pentru agricultori. De ce? Cum și colegii de la guvernare au anunțat că fondul de subvenționare necesită să fie modificat, noi venim cu modificarea legii subvenționare, unde, atenție, menționăm, alocațiile anuale din bugetul de stat cumulativ cu alte surse pentru Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediul Rural vor constitui nu mai puțin de 4% din cheltuielile aprobate ale bugetului de stat. Ce ar însemna aceasta? Luând ca bază bugetul pentru anul 2021, ar însemna aproximativ 2 miliarde 200 de milioane, cei ce ar încuraja și ar fi un buget de încurajare a agricultorilor ca să poată să își planifice anual care ar fi subvențiile din partea statului și cu ce abordările ar fi corecte din partea statului ca să poată susține agricultorii. Un alt proiect de lege este
cel care noi ne-am luptat de nenumărate rânduri, interzicerea importului în Republica Moldova a produselor alimentare genetic modificate. Ce se întâmplă azi în rețelele de comerț, practic este un genocid alimentar asupra populației Republicii Moldova, ce este necalitatea produselor, și doi, este amăgeala cetățenilor Republicii Moldova când produsele genetic modificate se vând la același preț cu produsele care sunt naturale. De ce noi venim cu interzicerea acestor tipuri de produse ca consumatorul din Republica Moldova să aibă produse salubre pe masă și produse să fie salubre clare pe rafturile din magazin. Un alt proiect de lege pentru care noi am insistat și insistăm mai departe este ce ține cu legea modificarea legii achizițiilor publice. Acest proiect de lege a fost votat în prima lectură în anul 2018 și el este în procedură legislativă pentru care noi insistăm ca și votați în a doua lectură, ce ține ca atunci când vor fi evaluate cele oferte la achizițiile publice a produselor alimentare, producătorul autohton care va participa va avea un minus de 15% din prețul ofertei de cei mai buni clasate. Și doi, un alt articol este pentru oferire de bunuri și produse de întreprindere a societății orbilor, societății invalizilor și asociației surdilor, de atelierul de producere a spitalului de psihiatrie. Aici, atunci când vor fi prezentate oferte din partea acestor instituții, vor avea minus 20%. Nu în ultimul rând, reiterez că noi în fracțiune s-am muncit de mai mult de 2 ani de zile la proiectul Constituției Pământului. Eu mă refer asupra codului funciar. Un cod care a fost muncit în fracțiune cu atragerea experților naționali și internaționali, fără alocare cărorva surse din bugetul de stat sau cărorva grantul. Acest cod vine să aducă reglementările juridice ce ține de codul funciar, de relațiile funciare în Republica Moldova. Doi, după cum și-am menționat, noi suntem cei care vom sta până la urmă, ca urmare a celor declarații făcute de careva, care mai multe, să zic, asociații și ONG-uri, că vânzarea terenurilor străinilor este un impediment pentru dezvoltarea agriculturii. Noi considerăm că pământurile agricole sunt proprietatea cetățenilor Republicii Moldova și nu pot fi înstrăinate. Deci acest cod, care astăzi este moral învechit, noi venim ca să înlocuim cu un cod nou care ar deschide acele relații economice, funciare și apărare dreptul la proprietate în Republica Moldova, mai bine zis, a deținătorilor și de terenuri agricole. Noi suntem pregătiți cu aceste proiecte de legi și în curând, astăzi, mâine vor fi înregistrate. Vă mulțumesc! Здравствуйте, уважаемые представители прессы. Мне поручено представить проект, на котором мы будем настаивать. Проект, который в прошлом был одним из самых успешных в отношении привлечения инвестиций. Ясно же, что ни создание рабочих мест новых, ни развитие новых производств невозможно без вложений в экономику. На этой основе в свое время был предложен проект обложения нулевой ставкой налога на доход предприятий, реинвестируемых в производство, в экономику, в свои все виды инвестиций, материальных, нематериальных, финансовых и так далее. Этот закон имел успех, и единственный его недостаток был только в том, что он кочевал из бюджета в бюджет и распространялся только на год. И даже вот эта легкая неуверенность, тем не менее, не остановила ни местных бизнесменов, ни иностранных,
участников нашей экономики не остановило в реинвестировании прибыли в собственное развитие. Особенностью нынешнего проекта, который мы предлагаем, является перенос этой нормы в фискальный кодекс, в налоговый кодекс, где будет указано о том, что эта норма, поскольку фискальный кодекс более стабильный, чем закон о государственном бюджете, эта норма будет действовать на протяжении всего необходимого времени для развития экономики страны, ее новых отраслей, новых секторов, развития традиционных секторов и так далее. Мы также рассматриваем вопрос относительно стимулов для переноса активности, экономической активности из муниципий Кишинев и Белц в регионы. Такая попытка тоже в свое время была, которая потом последовательно под диктовку Международного валютного фонда всякими АЕИ 1, 2, 3 и еще неизвестно сколько была потом ликвидирована, что повергло нашу экономику в состояние стагнации. Проект готов и будет зарегистрирован в ближайшие дни, как только секретариат парламента будет готов их принимать, новые проекты. Это самая, на мой взгляд, ударная вещь из общих макроэкономических попыток стимулировать нашу экономику для ее серьезного развития. Спасибо. Bună ziua, stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai mass-media. Din numele fracțiunii Blocul Comuniștilor și Socialiștilor voi prezenta următoarele proiecte. Zilele precedente, în spațiul mediatic, a apărut mai multă informație că președintele Republicii Moldova vine cu o inițiativă prin care dorește ca persoanele care doresc să revină acasă și locuiesc peste hotare, deci vor fi scutite de taxe, impozite, taxe de valoare adăugată pentru bunurile de uz personal, inclusiv un automobil, per familie, per persoană. Cu părere de rău, acest proiect de lege nu îl vedem înregistrat în Parlamentul Republicii Moldova, dar vrem să remarcăm faptul că este o inițiativă bună, care noi, fracțiunea, o vom susține. Ținem doar să atenționăm următoarele momente. Conform Constituției Republicii Moldova, cetățenii Republicii Moldova, toți cetățenii Republicii Moldova, au drepturi egale și toți trebuie să dispună de aceleași scutiri. În viziunea noastră, suntem de părere că acea inițiativă bună, care spunem noi, deci ea trebuie să conțină dreptul la toți cetățenii Republicii Moldova. În felul ăsta, deci noi, Blocul Socialiștilor și Comuniștilor, am elaborat un proiect de lege, care el va fi înregistrat în tehnica legislativă a Parlamentului, prin care toți cetățenii Republicii Moldova vor beneficia de o scutire unică pentru a introduce pe teritoriul Republicii Moldova bunuri de uz personal, inclusiv un mijloc de transport auto, per familie sau per persoană, în cazul persoanelor necăsătorite, și deci astfel va fi un echilibru pentru toate familiile, pentru că scopul de bază al Parlamentului, al statului, este consolidarea familiilor și ele trebuie susținute nu doar cele care trebuie să revină, dar și cele care sunt în Republica Moldova. În rest, celelalte condiții se oglindesc anume așa cum au fost prevăzute și în proiectul doamnei președinte. De aceea o să rugăm foarte mult plenul să susțină acest proiect de lege cu intrare în vigoare, deci în anul ce urmează, așa cum este prevăzut și în proiectul de lege. O altă inițiativă legislativă la care noi vrem să facem referire, deci cunoașteți cu toții, din 1 iulie în rețelele de comercializare a produselor agroalimentare, 50% din rafturul magazinelor trebuie să persiste producție a producătorilor agricoli autohtoni. Suplimentar, dacă cunoașteți, a fost un proiect de lege prin care se solicita ca producătorii autohtoni să nu achite sau să nu dea o reducere comercială magazinelor de retail mai mare
de 10%. Din păcate, această lege nu a fost promulgată de președintele Republicii Moldova, doamna Maia Sandu. În felul ăsta, această inițiativă legislativă o vom reînregistra. Deci ea este redactată, de fapt, dacă a trecut toată procedura legislativă în Parlamentul Republicii Moldova, și o să dorim să insistăm, să rugăm să fie susținută, pentru că ea vine în susținerea producătorilor agricoli locali. Noi avem situații când la producătorii agricoli locali, de exemplu de lapte, carne, se solicită circa 50% discounturi sau reduceri comerciale și în felul ăsta acei producători agricoli care acordă asemenea reduceri, deci se pot pomeni în situația de faliment sau închid sectoarele de producere respective. Noi s-o putem că producătorii agricoli locali, producția agricolă locală trebuie să regăsească pe rafturile magazinilor, mai mult ca atât este producția produsă de cetățenii noștri. Aceste două inițiative vor fi înregistrate din numele fracțiunii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, dar și altele care vor fi pe parcurs. Mulțumesc! Bună ziua, onorată asistență, bună ziua, stimați cetățeni și reprezentanți mass media. Acum, când electorala a rămas în urmă, oamenii ne spun că sunt obosiți de atâtea cerțe interminabile între politicieni și așteaptă de la noi soluții. Cum le rezolvăm lor problemele? Cum le facem viața mai bună? De aceea, fracțiunea noastră, blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor, vine cu următorul bloc de lege, legi ce țin de domeniul social. Așa cum domeniul social a fost și rămâne și va fi pe perioada mandatului unul din cele mai importante direcții de activitate a fracțiunii noastre. De aceea considerăm că în primul rând la primele ședințe ale Parlamentului urmează să fie votat, să fie propus de a fi votat în lectura a doua proiectul de lege prin care finalizăm majorarea graduală a salariului în sistemul public de sănătate cu ultimele 40%, inclusiv pentru personalul medical secundar și auxiliar, care ulterior va crește proporțional cu majorarea salariului medicilor. Deoarece salarizarea personalului medical încadrat în sistemul asigurărilor medicale este reglementat de hotărâri de guvern, noi vom propune ca majorarea salariului să fie garantată prin lege, cu introducerea modificărilor în legea ocrotirii sănătății. Vin să amintesc că acest proiect de lege pentru anul 2021 a fost votat în prima lectură, sperăm că în cel mai apropiat timp va fi votat și în a doua lectură. Următoarele două proiecte de lege vin cu un suport financiar pentru fiecare familie, practic pentru fiecare familie din Republica Moldova și se referă la extinderea alimentației gratuite în instituțiile de învățământ general pentru elevii claselor a 5-a, a 9-a, similar cu elevii claselor 1-a, a 4-a. Prin acest proiect de lege îmbunătățim performanța școlară a copiilor și adolescenților, îmbunătățim viitorul și sănătatea colectivă. Aceasta este o contribuție importantă pe care o putem aduce pentru a asigura bunăstarea generațiilor în viitor, având în vedere că situația demografică este catastrofală. Dar și prin acest proiect de lege eliminăm o parte din contribuțiile financiare ale părinților. Și al doilea proiect de lege, sau care posibil va fi parte componentă, vedem, le integrăm în unul sau le lăsăm două, este proiectul care presupune acordarea unui ajutor financiar de 1000 de lei pentru fiecare elev la 1 septembrie 2021 și ulterior în fiecare an. Toți asistăm la majorarea galopantă a prețurilor, în special în anul 2021. S-a scumpit tot, dar în peste mai puțin de 30 de zile, practic fiecare familie din Republica Moldova, unde mama și tata, unde bunei, trebuie să meargă să-și ducă copilul la primul sunet. Pentru aceasta are nevoie de pregătire. Prin niște estimări orientative am văzut că Cea mai modestă variantă este de 4-5 mii de lei pe care trebuie să le cheltui familia pentru fiecare copil. De aceea venim cu acest suport financiar unic la 1 septembrie acordat tuturor copiilor, familiilor care merg la școală în clasa 1-a a 9-a. Evident, de această
de această indemnizație, să o numim așa, o să solicite peste 136.000 de elevi din întreaga Republică și evident că o să solicităm și suntem siguri că majoritatea parlamentară va susține toate inițiativele sociale care sunt propuse de către blocul nostru, așa cum ei au promis vremuri bune pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Уважаемые представители масс-медиа, уважаемые граждане, добрый день. Фракция коммунистов-социалистов традиционно уделяет основное, я бы сказал, внимание человеку, гражданину в социальном плане. Моя коллега Дарованная частично озвучила те направления, наши приоритеты на ближайшие месяцы, которыми мы будем заниматься. И я продолжу. Традиционно пенсионеры являются теми людьми, которыми максимально недополучают различного рода доплаты, да и пенсии, к сожалению. Поэтому мы сегодня выходим с предложением. Сразу хочу подчеркнуть, что все те предложения, которые были озвучены по социальному блоку, да и по другим блокам, будут в ближайшее время зарегистрированы в парламенте Республики Молдова. И мы надеемся, будут поддержаны депутатами правящего большинства, так как это будет той лакмусовой бумажкой искренности, либо неискренности их в период предвыборной кампании, тогда, когда они обещали золотые горы, тогда, когда они обещали лучшую жизнь. Итак, по пенсионерам. Минимальная пенсия в 2000 леев. Только не так, как предлагают наши оппоненты. Сюда необходимо добавить, и это крайне важно, всех тех получателей социальных пособий, которые имеются сегодня в Республике Молдова. Мы говорим о инвалидах, и мы говорим о других. Это очень важно. Сегодня у нас инвалиды всех групп получают меньше 2000 леев, им тоже нужно повышать. Одновременно с этим мы предлагаем новый механизм индексации. Речь идет о том, чтобы с 1 октября, как вы знаете, 1 октября будет вторая индексация, к этому механизму мы вернулись в прошлом году, когда партия социалистов взяла на себя ответственность за управление страной, индексировать 500 леев каждому пенсионеру. То есть, если человек получает 2000 леев пенсию, он будет получать 2500. В процентах у него индексация будет 25%. Если человек получает 3000 леев пенсию, он будет получать 3500. В процентах это будет меньше. То есть, мы постепенно выйдем к тому, что максимально сократим разрыв между самой малой пенсией и между самой высокой пенсией. Технический персонал. В бюджетной сфере технический персонал, к сожалению, получает копейки, выполняя очень часто самую нужную и самую неблагодарную работу. Здесь мы предлагаем очень четкое решение – увеличение в два раза. В три этапа. С 1 сентября, с 1 сентября 2021 года, то есть сейчас 1 января 2022 года и 1 апреля 2022 года. Технический персонал – бюджетной сферы этого заслужит. Традиционно, даже возьмем на примере школ, если мы повышаем заработную плату учителям, то эти люди, уборщицы, сторожа, сантехники, электрики, они остаются как бы в стороне, незамеченными. Следующий момент. Вспомогательный персонал в медицинских учреждениях. Как вы знаете, в прошлом году по инициативе партии социалистов и президента Дадона на тот момент мы реализовали кампанию по увеличению заработной платы медикам. К сожалению, в стороне остался вспомогательный персонал и персонал административного блока, у которых увеличение было незначительное. Мы предлагаем это исправить вместе с тем проектом, который сказала госпожа Дарованная, увеличить им сразу же на 100%. Это не такое большое количество людей, но это очень серьезная армия сотрудников системы здравоохранения национальной, без которой система работать не может. Важный проект закона, который мы уже начали продвигать в парламенте, и он уже вошел в законодательную процедуру, это семейный капитал. Это глобальный проект помощи семьям, не только молодым, но и в целом. Суть его заключается в выделении денежных средств по рождению первого ребенка. 3 средних заработных платы по экономике в бюджетной сфере, по рождению второго ребенка 5 и по рождению третьего и последующих 7 соответственно. Это будет серьезным подспорьем, это будет дополнительным стимулом для уверенности семей. Они смогут лучше прогнозировать
свои доходы, они смогут лучше планировать жизнь, и в целом это скажется на, мы уверены, что это скажется на улучшении демографической ситуации в стране. А как вы знаете, у нас сегодня Республика Молдова попала в топ пессимистичных расходов, пессимистичных сценариев, что касается снижения количества населения. Очень важный блок, который наравне с медиками в пандемию работал круглосуточно и не позволял себе уходить ни на больничный, ни в отпуск, никуда, это социальные ассистенты и социальные работники. В целом социальная служба проявила себя очень хорошо. Эти люди, социальные ассистенты, социальные работники, получают очень небольшие зарплаты. Тем не менее, мы все знаем, что они все работали в ковид, они ходили по своим бенефициарам, они вели прием людей, они заболевали, и, к сожалению, в отличие от медиков, на определенном этапе у них исчезла возможность получать те 16 тысяч леев компенсации, которые остались медицинскому персоналу. А заработные платы у них очень и очень небольшие. Мы предлагаем также им двукратное увеличение заработных плат с тем же графиком увеличения. 1 сентября 2021 года, 1 января 2022 года и 1 апреля 2022 года. Уважаемые коллеги, уважаемые граждане, то, что мы озвучили сегодня на пресс-конференции, то, что касается экономических, социальных и других приоритетов нашей деятельности, в том числе системы здравоохранения, которая будет в дальнейшем освещена особым пунктом, сегодня над ней дорабатывает команда профессионалов. Все это нами будет активно продвигаться. Тем более наши цели схожи с целями наших оппонентов. Еще раз повторяю, поддержка или не поддержка социальных инициатив, которые мы сегодня предложили, это будет тем показателем искренности или наглого глубокого вранья со стороны парламентского большинства. Спасибо. Deci acestea au fost principalele proiecte cu care în viitorul cel mai apropiat vor fi promovate de către fracțiunea noastră. Pe lângă ele vreau să reiterez faptul că revenim la proiectele de lege privind restituirea stadionului republican în posesia poporului și anularea legii miliardului care a pus povara greutății restituirii acestei sume tot pe umerii cetățenilor. Reiterăm faptul că Curtea Constituțională a declarat neconstituționalitatea acestor legi în bază de încălcări a regulamentului. De această dată vom lua în calcul toate recomandările Curții Constituționale și dorim să vedem celelalte componente ale Parlamentului, cum se vor manifesta în cazul acestor legi, deoarece nu a existat o campanie electorală, nu a existat o programă electorală a căruiva partid care să nu reitereze faptul că legea miliardului trebuie să fie anulată, stadionul republican trebuie să fie reîntors cetățenilor. Cu acest mesaj vă dorim la toți o zi bună și ne vedem la următoarea ședință de Parlament. Vă mulțumesc!